CS Mioveni și-a prezentat într-o conferință de presă care a avut loc ieri noile achiziții făcute în această iarnă. Alberto Cobrea, Constantin Bumbac, Alexandru Ciucur, Sebastian Sfârlea și Daniel Stan sunt noi veniți în formația argeșeană. Sunt bucuros că am venit această echipă, o echipă care are un obiectiv foarte important de îndeplinit. Am venit cu sufletul deschis, iar nu aș vrea să răspund cam mult pentru că aș vrea să vorbesc la final, atunci când o să îndeplinim obiectivul, adică să promovăm în prima ligă. Vorbe, știți cum, vorbim, dar faptele trebuie să arătate vreo oră pe teren. Exact, întâi pe teren și să ne ajute Dumnezeu să ne îndeplinim obiectivul. Echipa eu am găsit-o, o știam și de anul trecut, că am jucat, am fost adversari, eu fiind la Târgu Mureș și anul trecut, să știți că și noi de la Târgu Mureș ziceam că prima șansă tot Mioveniu are. Au fost anumite sincope care le-a avut Mioveniu și am profitat noi și am promovat, dar echipa, eu din ce am văzut lotul așa și ce am simțit de când am venit la echipă, echipă foarte puternică și experimentat. Am întâlnit aici o echipă unită, o familie, care cu toți avem același obiectiv, promovarea. Și dintre toate contracandidatele suntem cam cu șansele cele mai mari. Sper la sfârșitul campionatului noi să fim cei care ne vom bucura cel mai mult și să dea Dumnezeu să promovăm. Sunt bucuros să fac parte din grup, fiind unul poate din cei mai mici. Dar posibilitatea de a intra în divizia la o vârstă foarte fragedă m-a impulsat să ajung cât mai repede aici. Antrenorul galben-verzilor, Ionuț Popa, întrebat fiind dacă este mulțumit de achizițiile făcute în această iarnă, a răspuns cu umorul care îl caracterizează că nu se declară mulțumit și că îl dorește pe Messi la CS Mioveni. Mi-a părut domnul Pivar că 2-3 ani și Messi poate să vină aici. În condițiile în care se naște unul la Mioveni, care poartă numele de Messi. Sperăm ca din juniorii noștri să apară nouă Messi, da.